Pe care am mai primit-o de-a lungul timpului și pe care și eu mi-am pus-o de multe ori și cu care m-am tot întâlnit în experiența mea de cititor, ca să zic așa, și anume cum să citești și cu pregătire cum să citești mai mult. Pentru aceia dintre voi care poate vă uitați la clipuri cu cărți, care poate v-ați dori și voi să citiți, care poate v-ați dori și voi să intrați în lumea asta ăstora ca noi așa nebun, cărora ne place să ne uităm la niște hârtii pe care sunt cuvinte și să devorăm cuvintele alea, dacă vreți să intrați și voi în sfera asta, presupunând că poate până acum n-ați fost niște cititori așa avizi, presupunând că până acum poate nici nu v-a atras ideea de a citi, presupunând că v-a tentat pentru că niciodată nu ați fost puși în contextul de a citi, astăzi am clipul ăsta cu câteva idei adunate pentru voi și ca să ne fie mai ușor de urmărit, o să vă las timeline pentru toate aceste secvențe în descriere, dar am împărțit clipul în două categorii. Prima categorie sau primul capitol, dacă vreți, de ce să citești, și o să discutăm aici puțin despre ideea de a citi, de ce e bine să citești și așa mai departe. Și a doua parte, al doilea capitol, este reprezentat de niște tehnici de citit, dacă vreți să le spunem, sau niște lucruri care am văzut că, cel puțin pentru mine, de-a lungul timpului au funcționat. Ca să vă dau un pic de context, poate voi mă vedeți acum că fac mai multe clipuri despre cărți, dar mie mi-a plăcut întotdeauna să citesc. Asta este o pasiune pe care mama mi-a dezvoltat-o din copilărie. Era una din pasiunile ei sau unul din puținele ei hobby pe care le-am văzut să le aibă și cumva m-am lipsit și pe mine încă de mică, de cum am început să învăț literele. Cred că nici nu terminasem de învățat tot alfabetul și țin minte că mi-a luat de la biblioteca comunei, ca să zic așa, care era fix lângă locul ei de muncă la vremea respectivă, mi-a luat o carte cu morcoveață, era o carte mare, așa cam atâta, era cartonată cu morcoveață, cu litere foarte mari, pentru că știa că nu văd bine și nu-și dădea seama exact că ce font mi-ar trebui și, mă rog, era și o carte de copii cu desene, colorată, amuzantă, era morcoveață. Țin minte perfect coperta aia, nu știu dacă am citit cartea, nu mai țin minte să o fi dus la capăt, nu mai țin minte povestea în sine, dar știu că m-am apucat și citeam. De-aia vă zic că încă nici nu terminasem alfabetul de citit, că citeam pe litere și după aceea spuneam cuvântul întreg și după aceea mergeam și mergeam pe cititul ăla pe care îl făceam în clasa 1. Deci eu citesc de atunci. Da? Nu pot să zic nici că sunt un cititor de la 4 ani, cum am mai auzit pe alții, sau de la 6 ani, nu, n-am fost nici atât de special încât să învăț de la 4 ani să citesc, dar de când am putut să citesc, mama m-a impulsionat să citesc și pentru ea era o chestie, nu știu, importantă să citesc, adică era o chestie orice, adică nu știu, că citești povești, că citești aventuri, că citești o balade, că citești poezii, că citești orice, citește, important este să citești, pentru ea asta era ideea. Ulterior mi-am format eu, să zicem, gustul meu, care se tot schimbă în materie de literatură și m-am orientat către ce cărți îmi plac. Și uite, așa am ajuns în prezent. Evident, am trecut și eu prin perioade și perioade în care uneori eram mai apropiată de citit, alteori eram... era silă de citit. A fost și perioada de școală, bineînțeles, mai ales în liceu, când aveam multă literatură de citit, când eu personal nu am urât cititul ca alți colegi de-ai mei sau ca alte persoane. Eu am avut probleme specifice cu anumite cărți și asta era strict problema mea, că nu-mi plăcea cartea respectivă și refuzam să o citesc sau refuzam să o aprofundez. Da? Deci am avut întotdeauna probleme specifice, n-am avut o problemă generală cu cititul și nu în general cititul mi-a displăcut, să spunem. Nu, de plăcut să citesc mi-a plăcut întotdeauna. Și acum, hai să nu ne mai lungim și să intrăm direct în prima parte a acestui clip. Și odată cu acest de ce să citești, vreau să ne concentrăm puțin atenția, înainte de a începe să citim efectiv, pe acel de ce. De ce? Care este motivul pentru care vrei tu să citești? De ce? 1. Vrei să citești pentru că așa face toată lumea în jurul tău? Vrei să citești pentru că vrei să acumulezi mai multe informații? Vrei să citești pentru că vrei să-ți menții creierul sănătos? Vrei să citești pentru că te ajută să te deconectezi de la lumea din jurul tău? Vrei să citești pentru că îți îmbogățește imaginația? Vrei să citești pentru că vrei să-ți îmbogățești cultura și poate asta este cea mai bună metodă de a o îmbogăți? Ai observat că așa reții cel mai bine lucrurile? Care este de ce-ul tău? Găsește-ți un de ce. Pentru că fără acest de ce este foarte greu să te pună cineva să iei o carte, deschide-o și o citești. E ca la școală. Devine acea rutină de la școală când trebuia să citești pentru că de ce-ul era bancul
sau nota sau profesorul care te obliga. Găsește-ți acel de ce care, bineînțeles, să spunem, chiar dacă sunteți în școală, extrapolează zona asta de școală, da? Care să meargă în afara școlii, da? V-am dat câteva motive mai devreme care sunt motivele mele personale. De ce citesc eu? Nu, pentru că îmi place, pur și simplu îmi place procesul ăsta de asta, da? Știu, poate tâmpit pentru mulți că să stai cu o carte în mână. Pentru unii este o chestie tâmpită, înțeleg, dar mie îmi place. Mie îmi place să fac treaba asta. În al doilea rând, știu că cititul îmi menține creierul sănătos. Este dovedit științific că oamenii care citesc mai mult au tendința de a dezvolta demențe sau Alzheimer mai greu, pentru că cititul îți pune creierul în funcțiune. Este dovedit și asta am auzit-o chiar când eram adolescentă într-o carte de lui Ben Carson. Se numește Gândește cutezător și Ben Carson este neurochirurg, în cazul în care nu știți. Și Ben Carson spunea că cititul este cea mai eficientă metodă prin care să-ți menții creierul sănătos și activ. Cititul minim 20-30 de minute pe zi îți menține creierul sănătos, pentru că creierul tău trebuie, în primul rând, să recunoască fiecare simbol în parte, adică fiecare literă în parte, trebuie să o recunoască. În al doilea rând, trebuie să pună fiecare literă, să o recunoască în cuvinte, practic să facă din acele simboluri și din acele litere să facă un cuvânt și apoi acele cuvinte să le pui într-o frază, da? Să recunoști toată fraza care să aibă sens pentru tine. Asta este un exercițiu pentru creier. Este exact ca atunci când te duci la sală și ridici greutăți pentru a-ți menține masa musculară. Apoi, am mai zis de treaba cu imaginația. Pentru mine cititul este o metodă foarte bună de a dezvolta imaginația, de a menține activă și de a o pune în mișcare, ca să spun așa, care în esență este a o dezvolta. Aici, din punctul meu de vedere, este marea diferență între citit și vizual și video și televiziune, da? Pentru că dacă vă aduceți aminte, mai de mult se spunea că îți moare creierul de la televizor și nu este departe de adevăr. Este în primul rând procesul la citit, pe care vi l-am descris mai devreme, ăla cu cuvintele, și în al doilea rând, la televizor, tu ai imaginile, ți se dau deja imaginile și creierul tău nu mai trebuie să muncească, să înțeleagă, să compună acele imagini. Pe când, în momentul în care citești, chiar dacă nu ești o persoană foarte vizuală, da? Care nu are o imaginație vizuală foarte puternică, chiar dacă nu ești o astfel de persoană, în momentul în care citești, tu trebuie să-ți imaginezi ce-ți descrie autorul, să-ți imaginezi ori cu cuvintele lui, adică oricum, exact cum descrie el, nu știu, să spunem că spune că eu am un fundal albastru, ca în fața căruia se află două tancuri de cărți în partea mea dreaptă, unul dintre tancuri este mai mic și așa mai departe. Îți face o descriere de genul ăsta, ei, tu trebuie să-ți imaginezi toate lucrurile astea, da? Poate că el îți dă detalii, spune că fundalul este albastru, dar și albastrul ăsta are o milioană de nuanțe și tu poți să-ți imaginezi fundalul ăsta în ce nuanță vrei tu. Apoi, nu știu, în fantasy, iarăși, în ceea ce privește romanele fantasy, fantastice sau cum vreți voi să le spuneți, în romanele astea avem de-a face de regulă cu lumi noi, total diferite de ale noastre sau parțial diferite de ale noastre, cu concepte noi, cu oameni noi, cu ființe, cu, nu știu, valauri, ființe și așa mai departe noi, pe care nu le vedem în mod normal și tu toate astea trebuie să ți le imaginezi în baza ceea ce scrie în cartea aia. Ei, ăsta, pe lângă faptul că spune creierul mișcare, da, și aici muncește creierul, pe lângă treaba asta, îți exersează imaginația. Un alt lucru pe care îl fac eu în materie de imaginație când citesc este să nu mă duc strict pe descrierea autorului, da? Deci nu aștept să-mi dea autorul mură în gură descrierea totală. De-aia v-am și zis că de multe ori mă și enervează în descrierile alea prea ample și prea lungi, pentru că vreau să mă las să-mi imaginez eu, da? Și de multe ori le și sar, pentru că vreau să-mi imaginez eu lumea aia cum vreau eu. Spre exemplu, dacă am zis de fundal că e albastru, dar poate vreau să fie turcoaz, sau poate vreau să fie aquablu, sau, nu știu, vreau să fie alb, sau poate, știți, încerc să-mi fac eu, să-mi construiesc lumea așa cum îmi place mie. Și mi se pare absolut senzațional în ceea ce privește cărțile că fiecare om poate să citească aceleași pagini și să le vadă altfel, să și le imagineze altfel. De exemplu, dacă citești o serie de cărți din asta fantasy, poți citi aceeași carte cu prietenii tăi și fiecare prieten să-și imagineze lumea aia altfel. Dacă ar fi cineva să o deseneze lumea aia și să facă desene după fiecare
fiecare prieten în parte, după cum și-o imaginează fiecare prieten în parte, cu siguranță ar arăta diferit la fiecare, da? Asta este partea minunată a cărților și este o parte pe care, în ceea ce privește vizualul, contentul vizual, nu o poți câștiga și nu o poți reda, da? Pentru că vizualul vine și îți dă direct, te obligă să vezi scenariul, te obligă să vezi scena aia. De exemplu, eu acum nu pot să vă spun că am în spate, nu aș putea să fac o descriere la clipul ăsta, și să spun că am în spate un fundal roșu. Pentru că nu este, voi îl vedeți, da? Eu vin, am dat deja albastru și îl vedeți și este aici și îl aveți în fața ochilor și trebuie să-l acceptați ca atare. Creierul vostru îl preia ca atare, prin urmare nu mai trebuie să muncească să și-l imagineze. Un alt de ce foarte important pentru mine este că îți deschide orizonturile. În momentul în care începi să citești cărți, inevitabil, în cărțile respective, fie că sunt fantasy, fie că sunt beletristică clasică, fie că sunt self-help, fie că sunt de orice natură, inevitabil se va atinge un anumit subiect, se va discuta despre ceva, se va spune despre ceva despre care poate nu știi și poate te face curios. Sau pur și simplu, doar pentru că te-ai întâlnit cu termenul respectiv, conceptul respectiv în cartea aia, îți dezvoltă orizonturile, da? Ca să vă dau un exemplu mult mai bun, cărțile lui Dan Brown. Pentru cine a citit măcar o carte de Dan Brown, știe cum scrie Dan Brown. Dan Brown scrie cu foarte multe referințe și cu foarte multe referiri la perioada Renașterii, la pictură cu precădere, dar cum la cultura din perioada Renașterii. Când citești o carte de Dan Brown, ai senzația că efectiv citești un atlas din perioada Renașterii, pentru că îți dă foarte multe informații despre lucrurile alea. Poate că nu le reții pe toate, poate că nu le reții atunci pe moment, dar poate îți rămâne ceva în minte sau poate te face curios și te duci și cauți tu informații despre chestia respectivă, da? Nu știu, dacă, de exemplu, în cărțile lui Dan Brown, când îți descrie, nu știu, ceva de Michelangelo sau de Da Vinci sau așa, poate te duci și cauți tu mai multe informații sau cauți imaginea acelei picturi sau acelei scene sau acelui lucru pe care l-a inventat Da Vinci și așa mai departe, ca să ți-l poți imagina mai bine, da? Ei, lucrurile astea automat îți deschid orizonturile. Lângă asta, în ultima vreme mie mi se întâmplă o chestie foarte interesantă, și anume să iau o carte și apoi la ea zic, interesantă, da? Încep să o citesc și după aia stau și mă gândesc, bă, cine e autorul ăsta? Ce-a făcut el? De unde a răsărit? Care-i treaba? L-am aici, de exemplu, pe Gabriel García Márquez. Și iau și mă duc și caut să văd cine e, mă, Gabriel García Márquez ăsta, cum a arătat el, hai să văd o poză, poate recunosc pe viitor. Sau ce-a făcut el la viața lui, ce-a mai scris. Automat, chestia asta îți deschide orizonturile și te face, în primul rând, că te face să știi mai multe, da? Deci asta este o chestie pe care conținutul video nu prea ți-o dă. Da, poți să zici că și conținutul video îți deschide orizonturile, dar într-o măsură mult mai mică, da? Tocmai pe ideea că totul vine pe tavă, la TV, ca să spunem așa. Pe lângă asta, îți dezvoltă foarte mult limbajul. Am observat că, și asta este o chestie dovedită de studii și se știe de zeci de ani, și ăsta era unul din motivele pentru care mama chiar mă punea să citesc, pentru că v-am zis, vă povestesc eu la un moment dat pe Instagram, că ea a avut un mic mare complex în ceea ce privește limbajul și scrierea și de aia a citat foarte mult. Îi se părea că ne învățăm la școală la timp anumite lucruri, îi se părea că e în urmă și că nu e la curent cu tot cum se scrie corect și așa mai departe. Și de aia m-a impulsionat de mică să citesc că știa că cititul îți dezvoltă limbajul și este o remarcă pe care am primit-o inclusiv de la diriginta mea din clasa, mă rog, 5-8, că am avut aceeași dirigintă și inclusiv ea a remarcat treaba asta, că spre deosebire de alți copii de vârsta mea, aveam limbajul mult mai dezvoltat și pe lângă asta cunoșteam mult mai mulți termeni decât colegii mei. Ceea ce, bineînțeles, era frustrant pentru ei și eu eram proastă. Dar trecem peste, îți dezvoltă limbajul. Și dacă vreți un contraexemplu, m-am întâlnit recent cu niște persoane pe care nu le-am mai văzut de foarte mult timp, să zic, cel puțin 15 ani, cel puțin. Hai, nu 15 ani, dar 12, 10, cel puțin, da? Deci cel puțin nu le-am mai văzut de atunci. Și știu că sunt niște persoane a căror nivel de cultură este
jos și n-au nicio treabă nici cu cititul, nici cu lumea asta, nici cu dezvoltarea personală, cu... n-au nicio treabă. Nu sunt genul de oameni care trebuie să fie interesanți. Sunt din altă categorie, da? Și nu e o critică, ci e doar o remarcă. Mă uitam la persoanele respective și mi-aduceam aminte cum vorbeau ultima dată, la ultima mea întâlnire cu ele și cum vorbeau acum. Deci, în 10 ani, nu știu dacă să fi fost mai mult de atât, dar în 10 ani li s-a degradat vocabularul atât de tare, încât am rămas șocată. Nu erau capabile, unele din persoanele astea, nu erau capabile să lege o frază coerentă, nu erau capabile să ducă la sfârșit o propoziție și încercau cu precădere să povestească ceva, o chestie medicală, încerca una dintre ele să povestească o chestie medicală și efectiv nu avea cuvinte și încerca să găsească alte cuvinte care erau dintr-un cu totul alt context, dintr-o cu totul altă lume, care nu se potriveau în fraza respectivă sau în propozițiile respective și nici cu descrierea respectivă n-avea nicio treabă. Era așa... Că nici nu știai ce vrea să zică, pentru că folosea termenii aia și care erau din altă lume. Și era, ok, ce vrea să zică? Și m-a frapat chestia asta, m-a surprins treaba asta, pentru că atunci, nu știu, cred că a fost prima dată când mi-am dat seama că de adevăratele, că da, cititul îți menține, dacă ai un vocabular minim, nu știu, normal, ți-l menține. Dar dacă nu citești, se vede clar că în timp, poate nu-ți dai seama, că pe parcursul a unui an, doi, nu-ți dai seama, dar în timp, vocabularul tău și limbajul tău se degradează foarte mult. Și ăsta este un exemplu pe care mi l-au dat acum și m-a frapat. Credeți-mă că m-a șocat și m-a speriat chiar. Pentru că, iarăși, ține de nivelul de educație și de educația aia pe care trebuie să o avem noi permanent cu noi înșine până la finalul vieții. Și, basically, dacă vreți să facem un rezumat a ceea ce am spus, a ultimelor două puncte pe care le-am spus aici, nu te tâmpești. Deci, da? Nu te tâmpești, efectiv, nu-ți moare creierul și nu te tâmpești. Prin urmare, cititul, it's good. Și primul lucru, nu știu dacă este neapărat cel mai important, dar cu siguranță este unul dintre cele mai importante lucruri, este să uiți tot ce ai învățat la școală sau toate preconcepțiile pe care le-ai preluat de la școală sau de la alte persoane despre citit. Uită tot! Dă delete! Erase it! Dacă ești în școală și încă trebuie să te supui acestor concepții, folosește-le numai cât ești la școală și atât. Ce vreau să spun aici? Știți că școala pe noi a încercat să ne, cel puțin în România, a încercat să ne modeleze într-un anumit fel să privim cititul, care din punctul meu de vedere, a unui om care citește de plăcere, nu este cel mai fericit mod de a privi cititul. De aici și disprețul multora față de citit. Deci și sila pe care o au cei mai mulți. Și sunt convinsă că cel puțin jumătate din voi, cei care vă uitați la clipul ăsta, aveți o greață de citit, tocmai provocată de școală și nu știți cum să scăpați de ea. Uitați tot ce v-a învățat școala despre citit. Uitați-o, dar delete. Trebuie să știți doar să citiți. Atâta trebuie să știți. Restul uitați tot ce a zis școala, da? Uitați tot că autorul, că clasicii, că analiză literară, că analiză de personaj. Uitați tot. Tot. Pentru că dacă plecați pe premiza asta, nu o să vă placă cititul. Sau cel puțin așa am observat eu că se întâmplă cu majoritatea oamenilor. De asemenea, sunt foarte multe persoane care au foarte multe preconcepții de genul: trebuie să citești și mai clasici. Dacă nu citești clasici, înseamnă că n-ai citit nimic. Trebuie să citești numai cărți care te ajută să-ți îmbogățești cu... Trebuie să citești cărți care te ajută să te dezvolți. Ce, nu băgați în seamă chestiile astea, da? Deci nu le băgați în seamă, pentru că fiecare are dreptul, și asta este partea frumoasă a cititului, că fiecare poate să privească cititul din ce perspectivă vrea. Și fiecare poate să citească absolut orice vrea. Nu te obligă nimeni să citești ce vor alții. Citește ce vrei tu. Nu știi ce vrei să citești, nu e nicio problemă, o să-ți dai seama pe parcurs. Ce tipuri de cărți, ce autori îți plac, ce gen de carte, ce stil și așa mai departe. Astea o să le descoperi pe parcurs, dar nu mai apleca urechea, că sunt foarte mulți și eu aud constant: a, păi dar ce, tu citești mizeriile astea? Păi nu, tu trebuie să citești de astea grele, cărți clasice, cărți cu renume, filozofi, nu știu ce. De ce? Nu, atâta timp cât citești de plăcere și citești pentru tine, da, nu citești cu un scop anume, să spunem că ai scopul de a învăța ceva, că înveți pentru școală sau așa,
când înveți pentru școală, da, înțeleg, e o chestie obligatorie și trebuie să citești. Dar când citești pentru tine de plăcere, ai posibilitatea să citești ce vrei tu și ceea ce îți face ție plăcere. Nu trebuie să te iei după nimeni. Dacă ție nu-ți plac clasicii, nicio problemă, nu citi clasici. Dacă nu-ți plac autorii români, nu citi autori români. Dacă îți plac autorii contemporani, citește autorii contemporani. Dacă îți plac, nu știu, cărțile porno, citește cărți porno. Dacă ție asta îți provoacă plăcere, da? Dar nu trebuie să asculți la nimeni. Nu trebuie să apleci urechea la nimeni și contează să-ți facă ție plăcere, iar procesul ăsta să fie o chestie plăcută pentru tine, nu o corvoadă. Ca în liceu, da? Când aveai lista de literatură obligatorie și te uitai la ea și îți venea să vomiți pentru că știai că nu o să-ți placă. Hai să renunțăm la toate preconcepțiile astea care există, pe care le mai văd și pe YouTube de foarte multe ori, le mai văd la mulți care comentează sau la alți oameni sau în comentariile altor booktuberi, le văd, a, băi nu, că trebuie să citești așa, a, că nu trebuie să citești așa, a, că nu trebuie să citești din ăla, a, că nu, că numai din ăla, a, că vai, dar cum să-i dai 2 stele unui autor clasic, vai, unei cărți clasice, așa, bine că i-am dat 2 stele și nu i-am dat una, că sunt autori clasici pe care nici măcar nu le-aș da 1 stea, nici 1 sfert de stea nu le-aș da. Fiecare are perspectiva lui și are dreptul și are posibilitatea de a privi cărțile din perspectiva lui și a le trata din perspectiva lui. Da? Hai să nu ne mai cramponăm în stereotipuri din astea, că știu că nouă românilor ne plac tare stereotipurile astea și dictoanele astea și chestiile astea pe care trebuie să le faci. Nu trebuie să faci nimic. Al doilea lucru pe care să-l faci ca să citești și în primul rând ca să introduci cititul în viața ta este să identifici anumite perioade de timp din zi în care tu îți pierzi efectiv timpul, că toată lumea face chestia asta. Deci să nu ziceți că voi de dimineața de când deschideți ploapele și până seara până le puneți înapoi pe ochișori, fiecare minut este folosit pentru ceva util. Nu există om pe lumea asta, deci ai cel puțin câteva ore pe zi pe care le pierzi pe prostii. Că prostiile alea înseamnă că stai 5 minute în plus în duș sau prostiile alea înseamnă că stai 20 de minute pe Facebook sau pe Instagram să te holbezi la ce fac alții, există perioade de timp în ziua ta în care îți pierzi timpul, efectiv, în care acea bucată de timp nu se aduce niciun beneficiu. Și o să ziceți, ba da, mă relaxează. Na, că-ți moare creierul, îți mor neuronii, aduceți-vă aminte ce v-am zis mai devreme. Toată chestia asta de vizual, care pare că te relaxează și așa, și mă relaxez, când ai senzația aia de relaxare de așa, înseamnă că încep să moară neuronii. Einstein, spre exemplu, în momentul în care nu făcea ecuații și nu lucra la experimente sau ce făcea el sau așa, în momentul ăla se ducea și repeta la vioară. Pentru că el așa se relaxa, el nu se relaxa stând și uitându-se și bârfind sau scărpinându-se sau așa. Nu, el nu așa se relaxa, ci cântând la vioară, da? Și exersa partituri la vioară. Pentru că își menținea creierul activ. Prin urmare, găsește în bucata ta de zi, în alea 12-24 de ore cât o avea ziua ta, găsește acele bucăți de timp pe care le petreci aiurea, nu știu, și o parte măcar din ele, dacă nu toate, înlocuiește-le cu cititul. Spre exemplu, dimineața, în loc să stai să scrollezi pe Instagram, poți să citești 10-20 de minute. Credeți-mă că cititul de dimineață este cel mai fain. Este mai fain decât ăla de seară. Da, pentru că ai creierul odihnit și cumva pătrunzi mult mai bine informațiile alea. Nu zic să înlocuiești absolut toate obiceiurile proaste pe care le ai sau pe care le avem, da? Nu zic să le înlocuiești, nu putem, că suntem oameni, hai să fim serioși și eu fac o grămadă de chestii tâmpite. Dar hai să înlocuim anumite obiceiuri din astea, care practic ne pierd timpul și nu ne aduc nimic valoros, hai să le înlocuim toate chestiile astea cu citit. Și atunci o să găsim timp de citit și nu o să mai venim cu scuze. Păi n-am timp să citești. Ba da, avem. Că 10 minute pe zi, v-am zis, ne trebuie undeva la 30 de minute pe zi de citit. Asta nu înseamnă că alea 30 de minute trebuie să fie legate. Iar 10 minute acum, 10 minute în pauza de masă și 10 minute, nu știu, pe seară, găsești. Dar trebuie să vrei să le găsești. Punctul numărul 3 și unul care pe mine m-a ajutat, spre exemplu, anul trecut să duc multe cărți la bun sfârșit, pentru că eram tot așa într-o fază în care nu vroiam să citesc. Și v-am povestit despre anul trecut. Important să spui un obiectiv de citit. Am auzit o teorie pe care am pus-o în practică și care a funcționat minunat. Spunea în felul următor, dacă citești 10 pagini pe zi, în
10 zile sunt 100 de pagini. Eu nu mi-am pus 10 pagini pe zi, ci mi-am pus 25 de pagini. 25 de pagini ori 2 zile înseamnă 50 de pagini, ori 4 zile înseamnă 100 de pagini, ori 8 zile deja sunt 200 de pagini și așa mai departe. Bun, hai să luăm ca exemplu cartea asta. Are 168 de pagini. Dacă citești 25 de pagini pe zi, faceți voi calculul în cam în câte zile ai terminat o carte de 168 de pagini. Sunt foarte multe cărți care nu sunt foarte lungi, adică eu știu că sunteți obișnuiți să vedeți pe la BookTube cărți din astea. Dar probabil pentru că oamenii au exercițiul cititului și pentru ei cărțile de 100 de pagini sunt așa, o gură de aer și atât. Adică atât îi ține pe ei. Dar când nu ai exercițiul cititului și când poate n-ai nici timp și poate vrei să cumva să ai ceva care te motivează, începe cu cărți subțiri. Nu e nicio rușine. Ne debarasăm de toate preconcepțiile pe care le-am auzit până acum. Începe cu cărți din astea de 100-150 de pagini până în 200, 200, 300 de pagini, maxim 300 de pagini și faceți voi calculul în cât timp terminați o carte din asta dacă citiți 25 de pagini pe zi. Vă spun că eu m-am cronometrat și într-o zi proastă în care sunt obosită și citesc foarte lent, pentru că v-am zis că eu citesc foarte lent, citesc înfiorător de lent, chiar și pentru mine mă enervează cât de lent citesc, dar asta este. Într-o zi din asta citesc 25 de pagini cam în 15 minute, ceea ce nu e mult, da? Adică dacă stai să o privești rațional, nu este mult. Găsești 15 minute să aloci pentru 25 de pagini și dacă ai citit 25 de pagini într-o zi, o carte de 150 de pagini o termin foarte repede. Nu poți să te mai plângi că, vai, Doamne, a trecut luna și n-am terminat o carte. O carte, două pe lună, de grosimea asta, reușești să le termin și tu, da, chiar dacă n-ai exercițiul cititului și dacă ești un cititor la fel de lent ca mine. Și nu mai devine o chestie atât de scary, pentru că, iarăși, o chestie care mă enervează pe mine în ceea ce privește cititul este prezentată de foarte mulți oameni. Cititul ăsta este prezentat ca o artă din asta obscură la care n-ajunge oricine și care este rezervată numai pentru cei aleși, știți, ca un talent din ala deosebit. Nu e adevărat. Cititul este pentru oricine. Că nu e atât de important cititul în sine, cât ce rămâne după citit. Dar hai să ne concentrăm prima dată pe citit. Cititul este pentru oricine și nu e o rușine dacă citești o carte subțire și nu e o rușine dacă termin o carte pe lună și nu termin 15. Nu e o rușine să citești, nu știu, 10 minute, că poate n-ai 5 ore la dispoziție să citești pe zi. Da? Deci hai să nu ne cramponăm în chestiile astea și în preconcepțiile astea pe care le tot auzim la alții și de aia zic, este accesibil dacă o pui rațional pe hârtie, este super accesibilă și este foarte ușor de realizat treaba asta. Punctul numărul 4 și este iarăși un punct la care țin foarte tare și le spun și fetelor la Book Club. By the way, găsiți Book Club-ul dacă vreți să vă înscrieți și voi în descriere. Nu vă cramponați în cărțile care nu vă plac. Dacă ați citit 50 de pagini, 10 pagini, 15 pagini, 100 de pagini, 150 de pagini, 300 de pagini într-o carte și nu vă place, deși 300 deja mi se pare un commitment mult prea mare, după 50 de pagini maxim, eu aș zice după 50 de pagini, dacă o carte nu vă place, abandonați-o. Nu vă cramponați în ideea că trebuie să duceți la capăt toate cărțile pe care le începeți. Poate sunt cărți pentru care nu este momentul acum să le citiți, da? Poate sunt cărți care trebuie să citite în altă perioadă a vieții voastre, când veți mai acumula niște experiențe sau poate nu aveți exercițiul necesar de a vă concentra asupra acelei cărți sau poate pur și simplu nu vă place cartea aia. Da? Abandonați-o, nu stați agățați de ea. Eu mor de chestia asta când aud, nu, fiecare carte trebuie citită, trebuie dusă la capăt. De ce? Eu am un dicton, așa, un motto, că viața este mult prea scurtă pentru a-ți o pierde pe cărți care nu-ți plac. Prin urmare, asta le spun și fetelor la Book Club, dacă nu vă place o carte, chiar dacă este propunere la Book Club, nu o duceți la capăt, că nu merită, da? Nu o să mă poată obliga nimeni pe lumea asta să termin Zorba Grecu în condițiile în care mie mi s-a părut o carte de un misoginism și un sexism
desăvârșit și n-am să port niciodată să termin Zorba Greg. Prin urmare, nu trebuie să vă pierdeți timpul și energia și nervii cu o carte care nu vă place. Și să știți că borna aia de 50 de pagini este cam punctul în care ar trebui să vă dați seama dacă vă place sau nu o carte. Pentru că Margaret Atwood spunea chiar că dacă în primele 10 pagini nu se întâmplă nimic, înseamnă că n-ai un roman bun. Prin urmare, na, o fi știind ceva din moment ce e atât de publicată. Cumva legat de punctul numărul 4, punctul numărul 5 ne spune să încerci mai multe cărți deodată. De ce vreau să spun chestia asta? Uite, este un exemplu, eu sunt un cititor care mă plictisesc foarte repede sau sunt un mood reader, cum s-ar spune, da? Adică citesc după starea pe care o am în momentul respectiv. Poate, spre exemplu, avem aici pe Gabriel García Márquez, care a intrat deja în rândul clasicilor, da? Să spunem că e un clasic. Și avem o carte contemporană și avem un roman polițist. În general, încerc să mă limitez la 3. Poate n-am chef întotdeauna, fiecare zi, de stilul lui Gabriel García Márquez sau de o carte clasică sau de o carte care este mai dificilă de parcurs, cu mai multe descrieri, mai complexă, să spun așa. Poate n-am chef cu fiecare zi de ea, da? Și atunci ce fac? Ratez ziua mea de citit pentru ce? Pentru că n-am chef de asta? Nu! Mă duc și iau altă carte. Nu vă mai pierdeți timpul, agățați doar de o singură carte. Recomandarea mea este să încercați să citiți mai multe cărți deodată. Și asta pentru că, 1. Dacă n-ai chef de un clasic, de clasic în ziua respectivă, asta nu înseamnă că nu poți citi altceva. Dacă n-ai chef de beletristică, asta nu înseamnă că nu poți citi filozofie sau nu poți să citești ceva de dezvoltare personală sau ceva tehnic sau așa, și așa mai departe, da? Sau un romans sau așa, orice, da? Asta nu înseamnă că restul tipurilor de cărți nu ți se pot aplica. În al doilea rând, ăsta este un exercițiu prin care la fel îți exersezi atenția. Dacă citești 2-3 cărți în paralel, așa creierul tău va fi mult mai atent să nu le încurce. Recomandarea mea în acest sens este să nu fie din același genul literar. Spre exemplu, dacă este o carte, nu știu, o ficțiune istorică, da? Să nu mai iei a doua carte pe care să o citești în paralel, să fie tot ficțiune istorică și să fie cam în aceeași perioadă cu prima carte, da? Că atunci inevitabil creierul tău o să facă un melanj între ele și s-ar putea să le încurci. Dar dacă iei o ficțiune istorică, un romans, de exemplu, sau cu un clasic, sau cu un filozof, sau cu altceva, nu le încurci. N-ai cum, pentru că sunt din domenii diferite, subiecte diferite, diferite, da? Și atunci nu le încurci și așa îți exersezi și atenția și îți antrenezi, practic, atenția și nu are rost să pierzi o zi de citit sau o zi în care ai putea să citești mai mult pentru că n-ai chef de un clasic sau n-ai chef de cartea aia în momentul respectiv. Când eram la școală, noi, de fapt, citeam mai mult decât cărți deodată, că manualele alea tot cărți erau. Și noi citeam manualul de română, manualul de matematică, manualul de biologie, de fizică, de chimie și așa mai departe, de engleză, de franceză și ce mai făceam noi pe la școală. Deci noi aveam, de fapt, mult mai mult de 3 cărți deodată pe care le parcurgeam. Dacă nu puteți și nu puteți, dacă vedeți că efectiv atenția voastră nu se poate concentra pe mai multe paliere, ok, rămâneți pe o carte, dar recomandarea mea este să încercați. Adică nu moare nimeni dacă încercați chestia asta. Sau s-ar putea să vă dați seama că acea carte pe care vă e silă să tot puneți mâna pe ea, de fapt nu vă place. Și atunci vă este mult mai ușor să renunțați la ea. Că vă dați seama că nu vă place și de aia nu vă îndreptați către ea. Punctul numărul 6. Este foarte important să-ți împărtășești ideile, să împărtășești ceea ce știi. Fie că le povestești celor din jurul tău ce ai citit și cum e cartea aia. Și poate dai de o carte senzațională și e sentimentul ăla că nu vrei să păstrezi pentru tine treaba asta. Și atunci vrei să spui la toată lumea, spuneți altora ce citiți, cum citiți, ce vi se pare, ce vă place, ce nu vă place, la personaje, la acțiune, la descriere, spuneți la alții, pentru că asta automat vă va crea o nevoie de a citi și mai mult, de a afla și mai mult, sau poate de a citi cărți similare, sau poate vine cineva și vă spune, știi, dar există o carte similară cu asta, dar tratează puțin altfel subiectul și spune de cartea aia și citești, uite cum ajungem să ne extindem orizonturile. Împărtășiți-vă ideile și vorbiți cu oameni despre cărți. Un lucru care mi se pare absolut fascinant și care mi-a plăcut dintotdeauna a fost că dezbaterile literare, dezbaterile despre cărți au fost cele mai frumoase dintotdeauna. Dintotdeauna. Chiar dacă au fost doi autori care s-au urât unul pe celălalt sau două persoane care erau la pol total opuși, da? Perfect paraleli erau opuși.
polii ăia și aveau viziuni total diferite despre anumite cărți, dezbaterea despre cartea respectivă nu era ca, nu știu, o bataie de cocoși, da? Sau când se bat unii pe stradă, sau nu că ideea mea e mai importantă, nu că ideea mea e mai bună, nu că viziunea mea e adevărată, nu că viziunea mea e adevărată. Adică, în ceea ce privește literatura, cumva, nu știu, se întâmplă o magie și parcă toată lumea ajunge la un consens. Da, și eu o să mă auziți inclusiv pe mine spunând câteodată niște chestii astea super radicale, de genul trebuie să citești asta sau autorul ăla este zero barat pentru mine sau nu știu, dar astea sunt chestii exagerate, nu înseamnă că chiar cred că toată lumea o să trebuiască să facă așa. Și în general, în ceea ce privește literatura, cărțile și așa mai departe, zona asta, dezbaterile sunt foarte civilizate, sunt foarte umane, sunt foarte frumoase, adică nu se supără nimeni, sau sper, cel puțin așa cred, că nu se supără nimeni, da? Și este chiar indicat să ai opinii și idei contrare altor persoane, da? Pentru că de aici se nasc discuții și se nasc niște alte idei și alte păreri și cumva iarăși îți extinde orizonturile și uite, e o zonă care, pe care nu trebuie să o ții doar pentru tine. Dacă n-ai în jurul tău oameni cu care să vorbești despre cărți, că poate nu-i interesează, să nu le place și așa mai departe, intră pe internet. Sigur vei găsi pe cineva care să îți împărtășească ideile sau pe care să te asculte, da? Intră pe Instagram, pe YouTube, pe undeva, pe un forum, oriunde. Discută cu prietenii pe Facebook despre cărți. Încă un lucru pe care aș vrea să-l adaug aici este să consumi și content, de exemplu YouTube, da? Îți place, exact ce vă spuneam eu într-un vlog anterior, îmi place să citesc de mor și un lucru care mi-a alimentat plăcerea asta de a citi și dorința de a citi cât mai mult este faptul că m-am uitat la booktuberi din ce în ce mai mult și mă uit din ce în ce mai mult. Acum cam 80% din contentul pe care îl consum pe YouTube este de la booktuberi, da? M-am reprofilat aproape complet pentru că nu mă mai atrăgea restul de YouTube, nu mă mai atrăgea și faptul că mă uit la booktuberi, la oameni cu care n-am nicio treabă, n-am nicio legătură, sunt oameni care sunt prin Irlanda, prin America, prin Australia, prin tot globul, deci sunt oameni împrăștiați pe tot globul cu care n-am nicio treabă, dar care, pentru că vorbesc despre cărți, îmi alimentează și mie dorința de a citi și în momentul în care auzi pe cineva că vorbește cu pasiune de o carte, te molipsești. Pe lângă asta o să vezi că vei vedea mai multe persoane care vorbesc despre aceeași carte și au păreri diferite, ceea ce iarăși m-am zis, mie personal mi se pare super interesant și cu atât mai mult mă face să citesc, să vreau să citesc o carte când aud și păreri bune și păreri proaste și părere așa și așa și punctul numărul, nici nu mai știu cât este, 7, 8, 9, habar n-am, ne spune să-ți găsești stilul de lectură preferat. Acum este foarte greu să-ți dai seama din prima, adică e foarte, foarte greu, trebuie să citești destul de multicel ca să-ți dai seama care e stilul tău, dar o să-ți dai seama într-un final când ai de mai multe cărți din același stil și o să vezi că le termin foarte repede și că ai tendința asta de a te duce către cartea aia mai repede și de a citi, adică nu o să mai, faptul că trebuie să înlocuiești Instagram-ul sau Facebook-ul cu citit, nu o să mai fie o corvoadă. Sau ideea de a stai să citesc 10 minute, nu o să mai fie o corvoadă, da? Pentru că te duci automat către cartea aia că-ți place, da? Și ușor, ușor, în timp îți găsești stilul. Sunt foarte, foarte multe stiluri de cărți, mai ales dacă vă uitați la americani, am senzația că ăștia născocesc cât un stil literar în fiecare zi, așa. Că sunt fantasy, high fantasy, care nu e același lucru, urban fantasy, pe partea de fantasy sunt cred că 7 milioane de variante, da? De unde aveți de ales. Sunt multe, multe stiluri din astea literare și important este să găsești ce-ți place ție. N-are sens să-ți pierzi timpul cu filozofie dacă ție nu-ți place filozofia și nu te atrage și nu o înțelegi. De ce ți-ai bate capul cu ea? Găsește stilul de cărți care îți place, că automat întotdeauna cititul o să fie mai plăcut. În care o să-ți și placă ceea ce citești, e logic, nu? Și ultimul punct de astăzi este să, pe lângă a-ți face o rutină de citit despre care am vorbit, să încerci să-ți faci un colțișor al tău, așa foarte cozy de citit. Și dacă intrați pe Instagram sau pe Pinterest, o să vedeți că sunt foarte populare colțișoarele astea sau camerele, mă rog, unii mai bogați așa și au pus în biblioteci, camere și așa mai departe, da? Mă rog, nu e cazul la toată lumea, dar poți să ai un colțișor, poți să stai chiar în pat, spre exemplu,
exemplu, de a să scrieze atmosfera ta de citit, te ajută mult mai mult să citești în momentul în care ai atmosfera aia de citit în jurul tău. Spre exemplu, mie mai nou îmi place foarte tare să citesc ascultând ori muzică clasică, ori jazz. Depinde de carte și depinde de modul meu. Nici că trebuie să am altceva pe lângă mine, da? Dacă mai am și o lumânare și lumina potrivită și așa mai departe, e perfect. Dar dacă am numai muzică, instant mă pune și mă relaxează și mă bagă în starea aia de citit. So, cam atât pentru astăzi. Puneți și voi în comentarii dacă aveți alte idei care ne-ar putea ajuta să citim mai mult, să citim cu mai multă plăcere. Dacă aveți mai multe idei și voi, puteți să le lăsați în comentarii, cu mare drag, le aștept. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta și dacă ați ajuns la finalul clipului, care bănuiesc eu că o să aibă triliarde de ani, lăsați o carte din aia deschisă, ca să fim în temă, da? Și veniți și pe Instagram, că acolo vorbesc în fiecare zi cu voi și vă țin la curent cu ce citesc, by the way, înainte să apuc să fac clipuri. Vă pup și ne vedem în următorul clip.